Taxa 1 a programului operațional regional au semnat contracte de finanțare administrații publice locale din 4 județe ale regiunii Sud-Muntenia. 3 dintre contracte îi revin municipiului Târgoviște, valoarea asistenței nerambursabile depășind 133 de milioane de lei. Este vorba despre reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A și în zona B a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgoviște, respectiv 2 proiecte la care se adaugă proiectul dotarea cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul Târgoviște. Contractele de finanțare a celor 3 proiecte au fost semnate în septembrie 2010 de ministrul dezvoltării Elena Udrea. Am dorit să vin la semnarea acestui important proiectul integrat dezvoltare urbană, care conține are 3 componente, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, este cel mai valoros, cel mai consistent, cel mai amplu dintre proiectele de investiții derulate în Târgoviște. Începe de undeva de la sensul giratoriu, de la sala polivalentă, este marcat pe stânga și pe dreapta de Bulevardul Unirii și Tudor Vladimirescu. Aveți și hărțile, o să vă puteți să vă dați seama și mai bine uitându-vă pe hărți, și merge până unde se termină Micro 11 și Micro 12. Este o zonă care, din punctul meu de vedere, acoperă cam o treime din suprafața municipiului Târgoviște, cu cele mai aglomerate cartiere. Este vorba de 6, 11, 12, plus de alumare. În ce se vor investi cele 133 de milioane de euro? Rețelele de drumuri vor fi făcute pe principalele bulevarde Unirii și Tudor Vladimirescu, piste de biciclete, stații de transport în comun, refăcute în totalitate trotuarele și spațiile de parcare. De asemenea, se vor reabilita în totalitate rețelele de apă și de canal. De asemenea, se vor reabilita în totalitate și se vor moderniza rețelele de iluminat public. De asemenea, se vor reabilita în totalitate spațiile verzi. O să mai fie și o latură socială a proiectului, în sensul că se va crea un dispecerat și vor fi amplasate în toată această zonă camere de luat vederi care vor transmite live, în timp real, tot ceea ce se va întâmpla în zonă. Va fi un centru de monitorizare, vor fi oameni angajați pentru acest lucru. În acest moment, proiectul de regenerare urbană este la stadiul de evaluare a ofertelor. Mâine, Dâmbovița TV vă va prezenta proiectele câștigătoare pe axa 2, îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale. Județul Dâmbovița este singurul din regiunea de dezvoltare care a semnat proiecte de finanțare pe toate cele 5 axe ale programului.